Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Clubul Artelor. Suntem onorați astăzi de prezența domnului Ovidiu Cameliu Petrescu. Este domnia sa președintele Asociației Renașterea Buzoiană. Bine ați venit, stimate domnule Petrescu. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Avem o după-amiază dedicată literaturii, dedicată literaturii de foarte bună calitate și în egală măsură de a pune în evidență munca mai puțin cunoscută, mai puțin mediatizată, trebuie să o recunosc, a acestei asociații Renașterea Buzoiană, care, iată, funcționează în Buzău din 2002, parcă, domnule Petrescu? Da, de toamna anului 2002 am înființat această asociație. Așadar, să vedem cum a luat ființă această asociație, care este, aș spune eu, componența acestei asociații. Știu că dumneavoastră sunteți fermentul, aș spune, acestei asociații și, în egală măsură, sunteți cel care ați avut parte de o serie întreagă de, aș spune eu, experiențe extraordinare în domeniul ăsta. Dacă îmi permiteți, o să spun telespectatorilor noștri că domnul Ovidiu Cameliu Petrescu, invitatul meu din această după-amiază, un om de o aleasă cultură, este, spuneam, o personalitate care a stat în preajma cărților, a ajutat în egală măsură la apariția multor cărți tipărite. Este în perioada 70, a fost în perioada 75-82 metodist bibliotecar în cadrul Casei de Cultura Sindicatelor din Buzău. De 15 ani a fost deputat în Camera Deputaților și fost consilier parlamentar, actualmente pensionat. Așadar, iată, revenim la această asociație Renașterea Buzoiană, câteva lucruri despre cum a luat ființă această asociație și, aș spune eu, primele greutăți pe care le-ați întâmpinat în desfășurarea activității ei. O să spun că asociația a avut ca scop să compenseze într-o oarecare măsură lipsa de sprijin a instituțiilor statului față de cultură și diversele activități legate de acest domeniu. Cred că acest dezinteres a început încă din 1990 sub ministeriatul domnului Pleșu și a continuat sub toate guvernele și sub toți miniștrii. Fiecare au încercat să scoată din atribuțiunile Ministerului Culturii cât mai multe lucruri. Cât mai multe lucruri și uneori te întrebi cam ce mai rămas. Cu ce mai rămas și ce mai face Ministerul. Deci, cred că trebuia făcut ceva și acel ceva e legat în primul rând de organizarea activității culturale și de banii care sunt necesari, strict necesari pentru această activitate. Ideea asta a unei asociații culturale care să sprijine, de exemplu, tipărirea de cărți, nu e nouă și nu mi-a venit mie. Eu auzisem de foarte mulți ani, ar trebui să facem o asociație culturală care să obțină sponsorizări și cu banii aceia să tipărească cât mai multe cărți. Acum nu m-am implicat de la început, dar dacă am văzut că toată lumea dorește așa ceva și nimeni nu reușește să facă o asemenea asociație, am decis la un moment dat, deci prin octombrie 2002, că ar fi bine să trec la treabă și să o fac eu. Evident, înființarea unei organizații neguvernamentale presupune ceva legătură, hărțogăraie,
Alergătură? Sigur că da, nu este un lucru simplu, dar am mai ales 10 prieteni, colaboratori mai vechi, cei mai mulți pe care îi cunoșteam din perioada când am lucrat la Casa de Cultură a sindicatelor și am constituit asociația ca persoană juridică, evident. Și am început această activitate de sprijinire a culturii scrise. Problema este că trebuie să faci rost de fonduri și ăsta nu este un lucru foarte simplu. Am reușit o perioadă îndelungată, în anii în care n-am reușit, am pus bani chiar din buzunarele proprii. Nu-i nimic nou. Așa? Deci știi și dumneavoastră cum se întâmplă. Și am ajuns să tipărim peste 100 de volume începând cu 2002. Chiar voiam să vă întreb, aveți o activitate prodigioasă totuși, a scoate peste 100 de titluri de poezie, de literatură, de critică literară, de chiar istorie literară, pentru mine înseamnă totuși cumva echivalentul unei edituri bine puse la punct. Adică numai cât se muncește la o carte, oricât de aș spune eu, subțire ar fi ea, tot trebuie să o tehnoredactezi, tot trebuie să ai pe cineva care să-ți facă munca aceasta nevăzută, cum spunem noi, din spatele unei apariții, unui titlu. Așadar, iată o activitate prodigioasă. De la început ați avut aceeași problemă pe care, iată, și după atâția ani o întâmpinăm. Din păcate, toate aceste, cum spuneați dumneavoastră, asociații, fie ele ale artiștilor plastici profesioniști, fie, iată, a scriitorilor, de altfel, văd că sunt și acum probleme similare la nivelul conducerii de la București, atât Uniunii Scriitorilor, cât și a Uniunii Artiștilor Plastici Profesioniști. Este vorba de aceste uniuni de creație care sunt, culmea, cele mai vechi manifestări, aș spune eu, din punct de vedere instituțional, spun, da, oameni care au plecat de la sindicatele acelea ale scriitorilor și sindicatele pictorilor, ale artiștilor plastici, sculptori, pictori, graficieni, și iată, s-au transformat încet, încet în aceste uniuni de creație. Până la urmă, spuneați că ați rezolvat-o cu banii, ne-ați explicat, nu e nimic nou, suntem și noi puși în situația de a băga mâna în buzunar, așteptăm salariu ca să putem să sponsorizăm câteva activități care, exact cum foarte bine spuneți, nu sunt o prioritate pentru oficialități, dar sperăm că o să tocim scările atât ale Consiliului Județean, cât și ale care ne-a ajutat cât a putut, dar și a primării, până când probabil că o să fim și noi băgați în seamă. Bine, sponsorizările le putem obține de mediul privat și am făcut asemenea lucruri. Anumiți oameni de afaceri ne-au dat bani. De exemplu, foarte mulți bani au obținut de la o întreprindere plasată în Otopeni. Părinții patronului erau din Viperești și deci asocieri de anumită legătură, da, sigur legături. Că da. Am obținut și de la domnul Toma, mă rog, și de la alți oameni de afaceri, din când în când am obținut destul de frecvent bani de la primăria municipiului, din când în când și mai rar de la Consiliul Județean. Ceea ce aș vrea să spun este că noi am fost, cum arată și numele asociației, centrați pe promovarea autorilor locali. Adică noi nu am tipărit lucrări ale unora de la Focșani, de la Sibiu, de la București. Nu. Noi am... Bun, de la București am mai tipărit fost. În condiția în care ei aveau legături cu Buzău. Erau născuți la Buzău, își făcuseră studiile la Buzău, îi considerăm buzoieni, categoric, sigur că da.
Da, deci, asociația este axată pe promovarea culturii buzoiene. Foarte rar în almanahul nostru mai publică câteva pagini și alți autori din alte locuri, dar în general totul este axat pe cultura buzoiană. Ceea ce înseamnă foarte mult, pentru că, iată, în ciuda faptului că toată lumea consideră că Buzău este un oraș cumva axat pe negustorie, un oraș de trecere către Moldova, aflat aici la întretăierea drumurilor de transhumanță, e aproape Bucureștiul, e aproape Marea, e aproape Muntele, se trece pe aici. Iată că totuși, încet, încet, am avut această discuție acum câțiva ani, spuneam că scriitorii ar trebui cumva organizați sau să se organizeze în niște asociații, dacă nu chiar spuneam atunci, optimist fiind, o filială a Uniunii Scriitorilor. Între timp am văzut că s-au apărut tot felul de asociații și nici nu știu cum să spun, întruniri, nu știu cum să le spun altfel, a multor scriitori, oameni care scriu, fie poezie, fie proză. Asta nu-i rău, nu-i rău și e bine, pentru că în final aș zice eu că viața va cerne valorile și faptul că se scrie mult și se tipărește la fel de mult, nu e rău pentru un oraș ca al nostru. Acum, ce o să rămână, rămâne, iarăși rămâne de văzut. Să spunem doar că aproape anual ați făcut, din câte țin eu minte, ați făcut un almanah. Un almanah care, ce înseamnă? Înseamnă, de fapt, o culegere de texte reprezentative pentru autorii pe care îi găzduiți între paginile acestui almanah. O nouă apariție este cea de acum câteva luni, nu? O lună de zile, parcă, nici o lună de zile, parcă ultima apariție este... Da, da, e apă luna aceasta. Luna aceasta, deci luna, iată, aceasta, nici o lună de zile. Da. Dacă aveți amabilitatea să arătați la camera asta, să vedem, iată, noua apariție a almanahului Renașterea Buzoiană, cred că este semnificativ faptul că pe copertă este o lucrare de artă și nu este o lucrare oarecare, ci este o capodoperă a sculpturii românești făcute de un buzoian. Este vorba de Paul Vasilescu, sculptor care la sugestia mea, acum 2 ani de zile, a fost făcut cetățean de onoare a Buzăului din nefericire post-mortem. Deci imediat la un an după ce a decedat, a căpătat acest titlu. Un sculptor, un profesor foarte bun și sculptura lui Andreescu este un, reprezentându-l pe marele Andreescu, este o capodoperă, așa cum spuneam, a sculpturii contemporane românești. Așadar, ce conține almanahul în mare, dacă vreți să ne spuneți? Am zis că sunt 74 de autori care au colaboratori. Da, deci începând cu 2004, în fiecare an noi am scos acest almanah. Almanahul a avut întotdeauna în jur de 200 de pagini, a fost și unul dintre numere de 280 de pagini, care au cuprins poezie, proză, istorie, critică literară și accentuez faptul că și în cazul acestui almanah absolut toate lucrările sunt de autori buzoieni. Deci știu că s-au mai făcut almanahuri în diverse locuri și care chiar se mândresc că au atras colaborarea unor nume mari din diverse zone ale țării. Eu am avut această încăpățânare să public numai autori buzoieni, tocmai pentru a demonstra că avem suficiente valori în această zonă, în Buzău, în județul Buzău.
Deci a fost o încercare ca să demonstrăm acest lucru și îmi pare foarte bine că reușim să facem așa ceva în fiecare an. Propunerea de a apărea un asemenea almanac al asociației mi-a făcut-o secretarul general al organizației noastre, domnul poet Maini Frim. El mi-a făcut două propuneri, să scoatem un almanac și să scoatem o revistă trimestrială. Eu am fost foarte reticent cu ideea revistei pentru că presupunea un efort de colectare a materialelor cam mare și trebuie să spun că foarte mulți autori se lasă rugați îndelung până când ne trimit materiale. Deci e mai facil să facem almanacul ăsta de peste 200 de pagini odată pe an decât să facem o revistă trimestrială. Ce pot să vă mai spun este că întotdeauna am fost bine primiți cu acest almanac. L-am trimis la diverse reviste culturale din țară care l-au menționat, l-au promovat întotdeauna. Tot așa, problemele sunt nu neapărat cu redactarea lui, ci cu obținerea de fonduri pentru el. Și în fiecare an e totuși un lucru destul de stresant să faci rost de bani necesari, dar ne descurcăm ca să facem almanacul. Dacă ați vrea să spuneți câteva lucruri despre autori, adică chiar să spunem câteva nume de autori și cumva, dacă vreți chiar să citiți câte ceva din, dacă se poate, dacă nu, cum considerați din el? Nu știu dacă, cu cititul materialului e mai... Mai greu pentru că... Mai greu. Pentru că, în general, sunt materiale mai mari. Dar, ca autori, sunt, am spus, sunt 74. 74 sunt destul de mulți. Aș menționa așa, mai mult la întâmplare decât ar fi într-o ierarhie. De vreun fel, domnul Nicolae Gâlmeanu, Are poezie sau proză, poezie, că știu că face și poezie și proză, dar aici are ceva poezie. Aș prezenta pe Tudor Cicu, Mihaela Roxana Boboc, Maini Frim, care este stâlpul asociației, ca să spun așa, Cornelia Ionescu Ciurmelea de la Râmnic Pusărat, Nicolae Tăicuțu de la Râmnicu Sărat, domnul Dumitru Dănăilă, prozatorul nostru de bază, Ștefan Dima, Stan Brebenel, doamna Pasionarea Stoicescu, care noi spuneam că e buzoianca noastră, da, pentru că a făcut liceul pedagogic aici. Și se mândrește cu asta. Și se mândrește, vine... da, cu asta. Florentin Popescu. Da. Care scoate o revistă extrem de interesantă. Da. Care se numește Carnet Literar, parcă, sau ceva cu bucureștean. Sau e o revistă foarte interesantă. Da. În condiții grafice minunate și ce este de foarte, foarte important este că domnul Florentin Popescu publică artiști plastici, deci opera artiștilor din Buzău și din Buzău. El întotdeauna a promovat cultura buzoiană față de alții care au uitat de unde au plecat. Au uitat. Da. Florentin Popescu întotdeauna a venit la noi, la asociație, a prezentat cărțile tipărite sub egida asociației noastre, le-a făcut recenzii în ziarele, că a scos mai multe publicații.
Deci el a fost foarte activ și suntem recunoscători pentru că a promovat literatura noastră. Mai sunt, știu, uite, Lucian Mănăilescu, doamna Valeria Manta Tăicuțu, preotul Mihai Milea, doctorul Oncioiu, Alexandru Proiescu, fostul director al bibliotecii, Gabriel Peneș, Nicolae Pogonaru, doamna Elena Radu, criticul Ion Roșioru, care e și el dintr-o comună din județul Buzău, chiar dacă nu mai stă de mult în zona noastră, Daniela Șontică, ziaristă la noi, da. La o publicație pe care am condus-o eu o scurtă perioadă, doamna Magda Usache, care și dânsa este buzoiană și care ne dă practic un fel de articol editorial în deschidere. Sunt foarte, foarte mulți oameni și ceea ce aș vrea să spun este faptul că mulți, foarte mulți dintre ei ar merita să fie în paginile manualelor școlare, pentru că sunt autori foarte buni, foarte buni. Mulți au debutat publicând prima plachetă de versuri la noi și acum sunt membri ai unui scriitorilor. Noi avem această neșansă a provinciei. Dar oricât de bun ar fi un volum al tău, dacă mari critici din București nu scriu tot timpul despre tine în gazetele culturale acelea puține câte mai sunt, practic aproape că nu existi. Temarini Frim a publicat o antologie de versuri la editura Tipo Moldova intitulată Din capitala mondială a anonimatului. Și foarte frumos. Și tot el publicase cândva o carte de versuri foarte bună, extrem de bună, intitulată Gloria locală. Deci noi luptăm cu acest dezavantaj al provinciei. Deși, cum să spun, județul are foarte multe valori culturale. Sigur, nu ne comparăm cu Bucureștiul, nu ne putem compara cu vechile centre universitare. Știu eu, cu Iași, Cluj, Timișoara, dar față de alte județe cu o tradiție, care n-au tradiție universitară, n-au vechi universități, cred că stăm foarte bine. Sunteți optimist? Da, da, stăm foarte bine, pentru că vă spun eu, sunt județe care nu au absolut nimic. Nu, spunea cineva, sau s-a comentat și pe la televiziune, că pe la Teleorman, de exemplu, nu e mare lucru, nu e aproape nimic. Să zice că în județul respectiv nu există nicio librărie. Da. Bun. Așadar, iată, suntem astăzi împreună cu domnul Ovidiu Cameliu Petrescu, discutăm despre această nouă apariție, Almanahul Renașterea Buzoiană, ajuns la ediția a 14-a. Vom reveni după o scurtă pauză în studio.